Salutare, oameni buni, pentru astăzi ziua de luni, este luni 3 octombrie, facem un bilet la pariuri. Pe bilet am pierdut al naibii, a fost mizeria de Betis, am jucat pe Betis să dea gol, joacă destul de slab. Betis totuși venea după 6 meciuri cu gol marcat în toate, a fost la meci la Celta Vigo care a primit mult mai multe goluri, era mai slabă. A ieșit meciul FCSB-ului, a ieșit Manchester City care a spulberat-o pe Man United, 6-3, s-a terminat la pauză, iar marcatorul nu mi-a ieșit De Bruyne. Atenție, voi merge acum pe marcatorii ăștia și o să mai aleg și alți marcatori, dar deocamdată pe aceștia doi, pe De Bruyne și pe Sam Maxima de la Newcastle, voi paria pe ei și voi crește miza. Pariez așa luni din Premier League, este ultimul meci din al etapei, Leicester cu Nottingham. Amândouă sunt dezastruoase, Leicester pe ultima poziție cu un gol averaj înfiorător, au primit 22 de goluri, total au cel mai slab debut, un egal, 6 înfrângeri, un egal. Ăștia de la Nottingham sunt pe penultimii, o victorie are Nottingham, a avut o victorie cu Tule, au pierdut 5 meciuri, au primit 0-2, 0-6 cu City, 2-3 cu Bournemouth și 2-3 cu... Deci pe total și Nottingham foarte slabă, are doar în ultimele 3 meciuri primit 12 goluri. O să joc aici un meci de defensive, Leicester are 6 de peste, dar eu o să merg 3 plus aici, Leicester. 3 plus goluri la cotă de 1.67. Și meciul al doilea o să joc din Italia, Verona cu Udinese. Udinese, un parcurs excepțional în sezonul ăsta, se află pe locul 5 cu 5 victorii și un egal din 7 meciuri, o singură înfrângere. Aceste 5 victorii au venit chiar în ultimele 5 partide. 2-1 cu Monza, cu Fiorentina 1-0, o victorie mare cu Roma, apoi încă o victorie cu Sassuolo și cu Inter. 3-1. Echipa marchează foarte mult, are 15 goluri marcate. Verona e pe la coadă, zona retrogradării, o victorie, 2 egaluri, 6 goluri date, dar 13 primite. Deci nu neapărat foarte multe, dar un gol, două cam primește meci de meci. Dar eu am mers, Udinese marchează peste 0,5, să marcheze Udinese la 1,22. În aceste două cote, biletul are o cotă de 2,04. Ăsta ar fi biletul pentru astăzi. Este biletul meu pentru astăzi. Mersi de atenție și baftă la pariuri!